Manea, de ce dată? Cristi, pe 3 ianuarie. Pe 3 ianuarie, deci a trecut o săptămână de la acel moment, prin urmare s-a hotărât pentru prima oară în viața ei. Știți, când ți se întâmplă pentru prima oară ceva, chit că se numește, e un fel de dezvirginare. E bine, un câine i-a arătat cum se face treaba asta. A încercat să pupe în botic un bulldog francez. Cristi, știi cum e? Cum e? Că nu știu, n-am pupat niciodată el nu știe un bulldog francez și nici nu-mi propun, dar împărtășește. Da, după un timp așa, am realizat că, de fapt, de ce ți-e frică de a nu scapi? Deci mi-a fost toată viața frică de câini, știi? Așa. Până m-a nimerit. Mai am o fobie foarte mare pe care nu știu dacă să o spun, să nu o spun. Poate dau idei, știi? Nu pot să văd șerpi. Hai spune că de două ori nu pot să văd șerpi, nici măcar la televizor. De ziua ta știu ce ți-aduc. Deci nu pot să-i văd. Data, nu pot să-i suport. Avem treabă cu tine. Am copilărit la țară. Deci nu pot să spui că, păi, n-am văzut și eu găini, rațe, rigioane, știi? Dar de șerpi eu nu pot să, nu. Rămăsese la buldogul francez. Și? Mă, dar nu orice câine. Asta vreau să spun. Era două noapte, în fine. Ora la care buldogul francez iese bărbăția. N-a putut să o muște un român. Animalul din el. Un ciobănesc sau un german s-a mușcat un francez. Îți dai seama. Deci pe cine poate mușca un buldog francez? Decât pe mine, nu? Logic. De ce? Având două pisici. Aha. Fiind obișnuită cu, știi cum e pisica uei? Poate și miroșea aia pisica. Pisica uei, o miști, o faci ce vrei cu ea, îți dai seama. Ăla a zis, mă, dacă avea un os acolo, o jucărie, o ceva, îmi trebuie să te apropii de Eliu. Apar, n-am zis, mă, două pisici. Alea pot să-i fac ce vreau cu ele, le dau afară, le primesc, le... Și? Și m-am dus să-l pup pe câine, îți dai seama ce fericită eram eu, că nu m-a lătrat până atunci. Aha. Știi? Era pe canapea frumos, mititelul, negru. Negru? Nu-s rău de tot, dacă așa vezi. Deci și Beethoven, negru și francez. Da. Și negru și francez. Toate calitățile, da. De am vrut să-l pup, ia s-a ghinit așa o secundă. Și să pup și eu câinele, să mă joc cu el. Să pup și eu un negru anul ăsta. Auzi, puțină afecțiune, așa, măcar la un câine, nu? Băi, eu te-am întrebat oricum în pauză. Măi, Gianina, zic, mie nu mi-este de tine, dar câinele, dacă era... Noroc că e vaccinat, să nu fie la ceva de la tine. Băi, ținem câinele sub supraveghere să nu înceapă să cânte. Am înțeles, știi? Asta e posibil. Bun. Eu de lătrat n-am început să latru, dar mai așteptăm. E adevărat. Bun. Ideea este că te-ai dus, ai vrut să-l pup și omul ce-a făcut, te-a mușcat, nu? Omul de frică. Adică câinele, te-a mușcat. Câinele, da? De frică. S-a apărat. Nu, a vrut să mă atenționez. Dacă voia să mă muște într-adevăr, putea să-mi rupă fața. Și ce a făcut? El doar m-a capsat. El a crezut că eu îi fur așa jucăria. Aha. Atât. Iar eu îi dădusem jucăria. Tocmai asta e interesant. Bine, știind că m-a mușcat, imaginează-ți că după ce am fost la spital, am fost la, mă rog, la urgențe, îți dai seama că... Cine te-a... La ușor. Deci, omul te-a mușcat, ți-a trecut cu... Da, m-a capsat, practic. Mai am două fire pe partea superioară. Adică, înțeleg, pe buza de sus ce ți-a făcut? Pe interior m-a mușcat mai mult, așa, iar deasupra am o cicatrice foarte mică, care nu se vede acum. Nu se vede. Deci câte aveai sus și câte aveai jos? Sus aveam vreo 3 firicele prinse, da? Iar dedesubt vreo 6. Bun. 6 am mai rămas cu 2. Te-ai umflat ca la balamuc, așa se vede, da? Rău! Bine, poza este făcută înainte de anestezie. Mi-am făcut-o eu, zesma să mă văd, pentru că nu aveam curaj să mă văd în oglindă. Așa. Și după deci, ce... imediat ai plecat, te-ai dus la spital, da? Da, m-am dus la urgență. Sânge, toate cele, deci a fost... Deci dai seama că n-a fost foarte plăcut. Fetele s-au speriat, au sunat imediat, sau... Simt că toate eram în plină distracție, știi? Ele te-au dus la spital, bănuiesc. Am fost la spital... Consumase-i ceva? Nu, absolut. Eram foarte speriată, pentru că în momentul în care eu nu m-am văzut în oglindă, mi-am făcut un selfie, n-aveam absolut nimic până am văzut poza. Când mi-am văzut poza, atunci am simțit că mă clatin. Nu simțeai că te-ai umflat? Nu... Nu, n-am avut nicio problemă până am ajuns la spital. Și doamna doctor Florentina Simion, care îi mulțumesc foarte mult că m-a cusut așa cu grijă, m-a întrebat, hai să-ți pun un spray anestezian și să vedem ce se întâmplă după. Să nu-ți fac anestezie, că o să te umfli și mai tare. Bineînțeles că spray-ul ăla n-a avut niciun efect, adică foarte puțin. Și mi-a făcut și pe viu, da, practic? Mi-a făcut și anestezie care nu a prins. Habar n-am, nu știu care a fost cauza. Am simțit în partea de jos, nu am simțit foarte mult. În partea de sus am simțit foarte mult că m-a cusut. Dar m-a ținut destul de mult, vreo oră așa m-a ținut. Adică m-a cusut cu grijă. Migălosă. Adevărul e că tu ești și eu, practic tu ești artistă. Gândește-te că, știi cum e, nu mi s-a întâmplat niciodată. Absolut. Da.
Vocea, talent, ce te recomandă, Gianina? Vocea și talentul? Vocea și talentul, dar... Fața e foarte importantă. Imaginează-ți că eu aveam impresia că mi-a rupt și dinții în clipele alea de... În clipele de adrenalină, eu aveam impresia că mi-a găurit față, știi? Pur și simplu, într-o secundă m-a mușcat. Dacă efectiv te mușca de față, cred că era mai grav. Vrei să spun ceva? Câinele, totuși, inteligent. Animalele sunt deștepte. Într-adevăr, nu te poți aștepta. Au reacții foarte ciudate. Când ne-am întors la spital, eu am rămas vreo două zile la prietena mea. Te-ai întors la locul primei? Da. Logic. Păi pentru că ea s-a oferit, fiind gazdă, fiind animalul ei care m-a mușcat, s-a oferit să aibă grijă de mine, să îmi facă gheață, să-mi și aducă. Și supe și n-ai putut să mănânci, probabil, a fost nimic. Foarte greu o săptămână, pentru că numai cu paiul, știi? Știu. Foarte complicat. Mi-a spus, doamna doctor, te rog din suflet să încerci să nu zâmbești, că tot timpul cu gura până la urechi. Te rog să nu zâmbești, pentru că ți se va întinde cusătura, cicatricea și se va face foarte mare și va fi mai greu de reparat. Și ne-am nu dus... Poți să... Deci cum adică te-ai întors? Tu n-aveai unde, nu puteai să te întorci la tine acasă? Ba da, dar prietena mea a insistat foarte mult și a zis, te rog din suflet, vină la mine că vreau să mă simt împăcată. La ea că era singură, îți dai seama, aici ceva. Avea grijă cineva de ea. Dacă era un prieten, înțelegeam, era prietenul vina tău. Vina a fost a mea, îți dai seama că vina a fost a mea. Dar ea s-a oferit să mă ajute, să aibă grijă de mine, nu știu, să pună gheață, să... Știi cum e? Să nu fii singură. Da. Schimba punguțele de gheață de la congelator. Și când am ajuns, cățelul, deci foarte inteligent, stătea lângă ușă. Vinovat, se simțea? Fund. Nu s-a mai apropiat de mine o zi. Nu s-a apropiat. N-a ripostat, n-a făcut absolut nimic. Nu s-a mai apropiat de jucărie. Da. Abia a doua zi, când am mâncat eu biscuiți și i-am dat biscuiții muiați în lapte, că zis, nu puteam să mănânc nimic, nu puteam să deschid gura, că aveam și pansament și, mă rog, abia atunci a început să se apropie de mine. Dar de frică, îți dai seama că acum ce frică aveam de animale, acum și mai frică. Asta vreau să spun, dacă te-ai întors, înseamnă deci că... Îi dădeam tot ce mâncam, îi dădeam lui numai să nu mai vină. Și venea săracul, se simțea vinovat, se uita așa cu o privire vinovată. Deci tu, dacă mi explici mie, deci tu în loc să zici, nu vreau să mai văd câinele ăsta da, în viața mea. I-ai dă biscuiți. Ea mai stă două zile cu câinele în casă. Mie mi se pare ceva ciudat. Băi, Cristi, stai puțin. Mă, și mie cine mi se era pare... în casa aia? Nu te asta, uite, mă, cine mă, suntem agenția deci, VIP, Gianina. Cum este posibil, mă, deci, bun, te mușcă un câine și tu ce faci? Te întorci să mai stai două zile cu killerul. Dar tu ce, ce crezi, faci Chris? După ce te aleargă unul și te-a mușcat și te-a agresat? Te duci, e un fel de sleeping with the enemy, cum zic, era în pat cu dușmanul, nu? Nu, mă, Cristi, că vina a fost a mea. Nu, dar el are ceva în cap. Cristi, ne acuz de, o acuz de ceva? Nu, eu nu înțeleg, este o fractură de logică. Înțelegi? Adică, cum adică să te întorci? Deci doar dacă ceva te leagă, dacă aveai unde să te duci acasă, deci poate că era cineva acolo pentru care te întorceai tu. Nu, mă, Cristi. Poate era un el care avea păi câinele da. Și nu ea, dar crezi că ne zice, nu? Păi cu ei matricula câinele. Mă, câinele a fost primit cadou, nu știu acum. Dar la cine? Titularul de drept este câinele prietenei mele. Am înțeles. Da, mie nu-mi iese treaba asta, în fine. Două la primărie? Cum era aia? Cum îl cheamă? Rigore! Și câți ani ai? 45! Două. Și vreau să am grijă de tine! Da! Vreau să te polțez! Deci asta e treaba, am înțeles. Bine că ai scăpat, că ai scăpat destul de ușor. Deci, cum să spun, chestia asta cu el era cu, cum să spun, lovită toate bunile, ai mușcat. Nu? Asta e zi, vaccinat, nu, n-are niciun fel de problemă, cățelul e la zi. Am înțeles. Deci, Gianina, asta pe mine mă enervează la tine, că tu ai totuși destul de multe drame așa existențiale. Am început 2018. Vrea să auzi și de bine. Păi da, am început 2018 așa cum trebuie. 2017 a fost un an extraordinar pentru mine. Un an din care am învățat foarte multe lucruri, a fost un an bun din toate punctele de vedere. Așa. Să sperăm că și 2018 o să fie... Ce-ți dorești de la 2018? Să fie, nu știu, cel puțin la fel de bun ca 2017. Bun. Păi să